Așa cum stăm ridicați pe picioare, aș vrea să vă invit să deschideți Cuvântul Sfânt la Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. O să citim un pasaj care este clasic atunci când ne apropiem de masa Domnului. Vom citi de la versetul 23 la versetul 34. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Haideți cu toată reverența să urmărim în Cuvântul Sfânt sau să ascultăm citirea Cuvântului. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta înspre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Haideți să ne plecăm capetele și să cerem binecuvântarea Domnului. Mă voi ruga. Doamne Tatăl nostru, stăm înaintea Ta, Doamne, cu inimile deschise. Pregătiți, Doamne, să primim cuvântul Tău. Te rugăm, vorbește-ne, Doamne, în seara aceasta. Doamne, Tu știi ceea ce se întâmplă la nivelul inimii noastre. Ești singurul care ne cunoști întru totul. De aceea, Doamne, Te rog, vorbește în seara aceasta. Doamne, ca slujitor al Tău, mă pun la dispoziția Ta. Mă văd cu totul, Doamne, dependent de Tine, de călăuzirea Duhului Sfânt. Doamne, nu aș vrea să vorbesc prin puterea mea, prin înțelepciunea mea omenească, ci să vorbesc, Doamne, prin călăuzirea Ta. De aceea Te rog, folosește-mă. Doamne, toate acestea le-am cerut în numele Domnului Hristos. Amin. Aș vrea să vă rog să ocupați locurile. Cu ajutorul Domnului în seara aceasta, aș vrea să stau înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Un timp memorabil la masa Domnului. Cuvintele care marchează cina Domnului într-un mod deosebit sunt acestea: faceți lucrul acesta înspre pomenirea mea. Sau în termeni mai contemporani, faceți lucrul acesta în amintirea mea. Expresia aceasta a fost folosită de Domnul Hristos în noaptea în care avea să fie prins. În timp ce stătea la masă cu ucenicii, Domnul Iisus Hristos instaurează ceea ce noi sărbătorim astăzi. Cina cea de taină sau masa Domnului, așa cum noi o numim. De atunci, expresia aceasta, cuvintele acestea, faceți lucrul acesta înspre pomenirea mea, continuă să fie repetate de fiecare dată când stăm la masa Domnului. De ce? Pentru că scopul primordial atunci când venim în jurul mesei Domnului
este să ne aducem aminte de suferințele Lui, de patimile Lui, de faptul că în locul nostru El a purtat păcatul. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că în suferințele Lui noi am primit iertarea de păcate. Că prin faptul că El și-a întins brațele pe lemnul crucii și a luat asupra Lui toată vinovăția noastră, nouă ni s-a dat dreptul să putem purta neprihănirea Lui, o neprihănire pe care am primit-o de la El. Acesta este scopul pe care îl avem atunci când venim la oaltă în jurul mesei Domnului. Să ne aducem aminte de El, să-L sărbătorim pe El. De aceea, ori de câte ori avem prilejul să sărbătorim actul acesta sfânt, ne facem obiceiul să vorbim despre învățăturile Domnului Hristos. Vorbim și subliniem suferințele Lui. De asemenea, vorbim despre învierea Lui, pentru că ele sunt legate unele de celelalte. Ceea ce a confirmat jertfa Domnului Hristos a fost tocmai învierea Lui dintre cei morți. Fiecare ocazie pe care o avem să stăm la masa Domnului ar trebui să fie ceva memorabil pentru noi. Cu toate acestea, recunosc că este foarte ușor să venim în jurul mesei Domnului și să fim deconectați de acela care ne-a promis că este prezent la masa Lui. Și cu toate acestea să participăm în împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului Hristos, dar să facem lucrul acesta cu sufletul gol, să ne împărtășim într-un mod mecanic, uitând semnificația acestei mese și a ceea ce înseamnă ea pentru noi. De aceea în seara aceasta, mesajul meu sau scopul meu în seara aceasta este să ne ajute, să ne aducem aminte de ceea ce ar trebui să facem în dreptul nostru ca să putem într-adevăr să avem un timp memorabil la masa Domnului Hristos. Să putem să simțim prezența Lui. El ne-a promis că este acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. El se lasă găsit de aceia care îl caută cu toată inima. El ne-a spus că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Ne-a promis că va fi cu noi la masa Lui. Și cu toate acestea sunt ocazii în care venim, suntem împreună, poate chiar ne împărtășim. Și gândurile noastre și preocupările noastre și inima noastră este departe, departe de Domnul. Ce ar trebui să facem ca să schimbăm situația aceasta și atunci când venim la oaltă să putem să avem această apropiere de Domnul, să putem să auzim vocea Lui? Domnul ne vorbește, credeți lucrul acesta, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu căruia îi place să comunice? Scriptura ne învață aspectul acesta. Problema este că El vorbește printr-un susur blând. Atunci când a vorbit cu tunete și cu tremuri de pământ, oamenii au spus să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu pierim. De aceea Dumnezeu ne vorbește printr-un susur blând. Dar ca să poți auzi șoapta aceea Duhului Sfânt, inima trebuie să fie pregătită. Tu trebuie să fii în locul potrivit să poți să primești cuvântul lui Dumnezeu. Trei răspunsuri la ce ar trebui să facem ca să nu ne mai împărtășim într-un mod mecanic, ci să avem și să beneficiem de prezența Duhului Sfânt în viața noastră și de atingerea aceasta specială a Domnului Hristos. În primul rând, așa cum puteți să vedeți pe ecran, și nu sunt lucruri pe care dumneavoastră nu le cunoașteți. Sunt lucruri pe care le știm foarte bine. Mai ales dacă suntem de ceva timp în Biserica Domnului Hristos, am auzit predici pe seama a ceea ce eu o să vorbesc în seara aceasta. Tot ceea ce facem este să ne amintim. Să ne amintim și poate cu ajutorul Domnului să punem în aplicație. În primul rând, trebuie să ne obligăm la o părtășie veritabilă cu frații și surorile din Biserica Domnului. Dacă vrem să intrăm în părtășie cu Domnul,
lucrul acesta este obligatoriu. Nu poți să ai părtășie cu Domnul dacă nu poți să ai părtășie cu fratele sau cu sora de lângă tine. Domnul Hristos și apostolii vorbesc foarte mult despre lucrul acesta. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune: nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi în timp ce îl urăști pe fratele tău pe care îl vezi. Tot la fel, nu poți să spui că ai părtășie cu Dumnezeul pe care nu-l poți vedea în timp ce nu poți avea părtășie cu fratele sau sora cu care te întâlnești. Câteva versete vom citi sau vom reciti din capitolul 11 ca să lăsăm învățătura aceasta să pătrundă bine în inima noastră, în mintea noastră. De la versetul 17 din nou. Vă dau aceste învățături, spune apostolul Pavel, de fapt nici nu le-am citit, am început mai târziu citirea. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, spune apostolul, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Dacă aveți libertatea să subliniați în Scriptura pe care o aveți, e bine să subliniați lucrul acesta. Nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? Spune apostolul Pavel, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Puțin context biblic. Era obiceiul în perioada bisericii primare ca masa Domnului să fie observată în cadrul unei mese de dragoste. Așa cum și noi, din când în când, nu organizăm mese de dragoste. Fiecare aducea de acasă după posibilitățile pe care le avea. Puneau hrana împreună, mâncau, se bucurau și apoi, într-un moment special, în timpul acelei mese, își aduceau aminte de suferințele, de patimile Domnului Hristos, sărbătorind actul sfânt al mesei Domnului. Problema pe care apostolul Pavel o vede cu ceea ce se întâmpla în Corint este că în timpul acestei mese de dragoste a început să se creeze dezbinare între frați. De fapt, subiectul dezbinării apostolul Pavel îl aduce în atenție încă de la începutul cărții. Biserica din Corint sufereau de păcatul acesta al dezbinării. Dar la mesele lor de dragoste, cei care erau cu mai multă dare de mână, se grăbeau să mănânce din mâncarea pe care au adus-o ei, care au pregătit-o ei de acasă. Cei care erau mai săraci în biserica de atunci, erau și stăpâni, erau și robi, rămâneau cu ce au adus ei. Și în felul acesta se uitau unii la alții cu dispreț. Apostolul Pavel spune, în felul acesta, nu puteți să stați la masa Domnului. Și aici aș vrea să subliniez cât de sfântă este masa aceasta. Ea ne obligă să ne oprim în cazul în care nu suntem așa cum ar trebui să fim. Aș vrea să vă invit să observați cât de importante sunt relațiile pe care le întreținem în comunitatea noastră în raport cu masa Domnului. Ne dorim o împărtășire mai bună cu Domnul? Ne dorim o prezență mai spectaculoasă a lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Atunci suntem obligați la o părtășie veritabilă cu frații și cu surorile noastre din biserică. Psalmistul în Psalmul 16, versetul 3 spunea:
Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Așa să facem un test, nu trebuie să-mi răspundeți mie. Dar gândindu-vă la frații și surorile din Biserica Betania, ați putea spune, ați putea declara lucrul acesta? Sfinții care sunt în Betania sunt oameni evlavioși și sunt toată plăcerea mea. Găsiți bucurie, plăcere, să ne întâlnim unii cu alții, să avem părtășie unii cu alții, să slujim Domnului împreună? Mărit să fie Domnul. Lucrul acesta e un lucru grozav. Să poți să te vezi cu drag cu celălalt. Să știi că este fratele tău, sora ta în Hristos. Că suntem toți parte din familia aceasta dumnezeiască. Că am fost răscumpărați împreună de sângele Domnului Hristos. Acum, realitatea este că apar ocazii, apar neînțelegeri. Suntem oameni, nu suntem nici unul dintre noi perfecți. Uneori, o simplă vorbă te poate prinde pe picior greșit și o supărare se naște așa. Înțelegem lucrul acesta. Problema este ce facem atunci când astfel de lucruri apar, când neînțelegeri apar între noi. Le lăsăm să se adune, le lăsăm nerezolvate? Sau ne gândim la cât de sfântă este masa Domnului? La cât de prețioasă este părtășia pe care ar trebui să o avem cu Domnul? Și înțelegând că nu putem să avem părtășie cu Domnul fără o părtășie bună cu cel de lângă noi, cu cel din casa noastră, din familia noastră, cu cel din biserica unde ne închinăm, atunci ne grăbim să rezolvăm problema. În Matei, capitolul 18, Domnul Iisus Hristos vorbește puțin despre neînțelegerile dintre oameni. Ne învață cum să rezolvăm cazurile de conflict și atunci când apar, adesea ne ducem la pasajul acesta. Însă, imediat după ce vorbește despre iertarea greșelilor, Domnul Iisus Hristos oferă pilda robului nemilostiv. Nu o să citesc întreg pasajul, puteți deschide acolo, sunt sigur că imediat o să aduc Duhul Sfânt în memoria dumneavoastră ceea ce vreau să subliniez de aici. Era un slujitor care era dator stăpânului o sumă foarte mare. N-avea cu ce o să plătească. Stăpânul a hotărât să-l ia și să-l arunce în închisoare, știind că nu-și va putea recupera datoria aceasta. Omul însă a început să plângă înaintea stăpânului, să-l implore pe stăpân să-l ierte de datoria aceasta. Și stăpânul, într-un act de bunăvoință, îi iartă toată datoria. O datorie imensă. Ne spune cuvântul că robul acela a ieșit afară, versetul 28, și a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de lucru, de slujbă, care era dator 100 de lei. Punând datoriile acestea una lângă alta, suta aceea de lei era nesemnificativă. Lui tocmai îi se iertase câteva milioane de lei. Și spune cuvântul că a pus mâna pe el, îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl rugase, îl implora să-l ierte de datoria aceasta, zicând, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti suta aceea de lei. Acum, tovarășii lor de slujbă, care au asistat la scena aceasta și știind puțin contextul, au fost deranjați de acțiunea lui nemiloasă și s-au dus la stăpânul lor și i-au povestit cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, și ascultați adresa stăpânului, rob viclean,
Eu ți-am iertat ție toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti toată datoria. Și acum versetul 35 este aplicația pe care Domnul Hristos o face pildei acestea. N-avem cum să greșim. Versetul 35 este interpretarea. Și Domnul spune așa: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Tot așa. Cum? Ne va lua și ne va da pe mâna chinuitorilor, până când vom plăti toată datoria. Aveam o datorie imensă înaintea lui Dumnezeu, pe care nu aveam cum să o plătim. Eram vrăjmași împotriva lui Dumnezeu, păcatul domina, stăpânea viața noastră, eram destinați morții, meritam pedeapsa. Și Domnul Iisus Hristos, în dragostea Lui, a venit și ne-a iertat toată datoria aceasta, luând asupra Lui păcatul nostru. Lecția este aceasta: dacă nouă ni s-a iertat atât de mult, atunci oare nu se cuvine ca și eu să iert vorba, poate lipsită de înțelepciune, a fratelui meu? Oare nu se cuvine și eu să iert anumite lucruri pe care frații și surorile, poate că din neveghere, le-au spus sau le-au făcut? Suntem chemați să acționăm ca Mântuitorul nostru. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, spune: voi trebuie să fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Acesta este standardul. Aici pe pământ nu vom ajunge acolo. Dar nu înseamnă că dacă nu vom putea ajunge acolo, la standardul acela pe pământ, să ne punem mâinile în piept și să ne dăm bătuți. Da, nu se poate face nimic. Nu, trebuie să ne motiveze ca să fim atenți la viața noastră, la relațiile pe care le întreținem cu ceilalți. Să ne zmerim înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru iertare și să oferim iertare atunci când alții ne greșesc nouă. În seara aceasta, așadar, pentru că probleme pot apărea, pentru că suntem oameni, pentru că putem greși și alții pot greși înaintea noastră, Domnul să ne ajute să putem să iertăm totul, din toată inima. Să ne ajute Domnul să vedem cât de prețioasă este legătura pe care prin Domnul Hristos El a stabilit-o între noi. Suntem frați în Domnul. Suntem poporul Lui. Și așa cum un părinte pământesc, noi care suntem răi și totuși avem standarde, zic eu, înalte, nu? Nu ne face plăcere când copiii noștri se ceartă între ei. Ai mei știu că atunci când îi aud, ei zic că glumesc, că așa vorbesc ei. Câteodată, auzindu-i, mai ridic vocea de unde sunt și atunci să vedeți ce penticostal sunt. Cât de tare pot să strig înapoi. Pentru că nu-mi face plăcere să aud discuții între ei. Atunci, Tatăl nostru, care a făcut mult mai mult decât pot eu să fac pentru copiii mei și care este perfect, oare să găsească El plăcere când noi avem neînțelegeri și ignorăm să le rezolvăm? Nu. Masa Domnului este examenul, este testul. Pavel spune: nu puteți să mâncați având dezbinări între voi. Dar asta nu înseamnă că le lăsăm să uităm de ele. Nu, înseamnă că le rezolvăm. Înseamnă că ne zmerim repede ca să putem avea o întâlnire cu Domnul la masa Lui. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru, al doilea răspuns: cum am putea să avem o părtășie mai apropiată de Domnul la masa Lui? Să procedăm la o cercetare personală
riguroasă, o cercetare a inimii noastre înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10, de la versetul 14, Apostolul Pavel, aceleiași biserici, spune: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup. Căci toți luăm parte din aceeași pâine. Versetul 18. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă. Eu zic că ce jertfesc neamurilor, neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Așadar, un prim aspect al cercetării personale are de a face cu această relație pe care o avem cu Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru. Într-un mod foarte clar, și dumneavoastră vă puteți uita în Matei capitolul 6 de la versetul 19, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că nu putem să slujim la doi stăpâni. Este imposibil, spune Domnul. Tot la fel, nu putem să trăim în lumea aceasta, să ne purtăm lipsiți de control și apoi să venim în casa lui Dumnezeu și să stăm la masa sfântă a Domnului. Nu se poate, spune Domnul. De aceea, în seara aceasta, cred că un prim pas al cercetării personale este să ne gândim la relația pe care o avem cu Domnul. Este El, într-adevăr, pe locul numărul 1 în viața noastră? Să ne grăbim să răspundem. Domnul ne cunoaște cele mai intime gânduri ale noastre. E foarte ușor să dăm din cap, să încuvințăm, să ne grăbim, să spunem: da, Doamne, știi, ca și Petru. Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de Tine, eu cu niciun chip, eu voi muri pentru Tine. La un moment așa emoțional poți să faci astfel de declarații. Testul se face când trebuie să alegi între Domnul sau într-un lucru, nici nu aș zice păcătos, un lucru care îți place ție foarte mult, dar care vine în conflict cu ceva ce ar trebui să faci pentru Domnul. Vreți să vă dau un exemplu? Thank you, Linda, pentru încuvințare. Haideți să zicem că e joi seara. Îi luăm pe cei tineri în exemplul acesta, unde prindem noi singuri ceilalți. E joi seara și știm că frații, surorile se adună la rugăciune. Știm de asemenea că ar fi bine și pentru noi să fim la rugăciune. Dar unul dintre tineri trimite un text: hei, ne întâlnim pentru volleyball. Da, aici se dă testul. Ducându-te într-o parte sau alta, vei descoperi ce este mai important pentru tine. E doar ficțiune, nu e adevărat că tinerii noștri nu joacă volei joia seară. Nu joacă, asta știu sigur. Doar de dragul exemplului, al ilustrării. Dar am luat un exemplu nevinovat, pentru că sunt mult mai multe alte lucruri care ne pot pune într-un punct în care trebuie să facem o alegere. Și din păcate, uneori, alegem ceea ce este mai lipsit de valoare. În loc să-L alegem pe Hristos, în loc să alegem timpul petrecut cu El.
vă motivez în seara aceasta. Și desigur că întrebarea aceasta mi se aplică și mie, nu doar dumneavoastră. Vreau să înțelegeți că ori de câte ori predicăm de aici, noi ne predicăm și nouă. Nu este că am fi mai grozat decât dumneavoastră. Lucrurile acestea se aplică și nouă. Să ne cercetăm inima. Să vedem unde suntem în relație cu Domnul. Cât de aprinsă este dragostea noastră pentru Domnul. Bisericii din Efes, o biserică perfectă, privită din afară, o biserică perfectă. În Apocalipsa puteți citi despre lucrul acesta. Și cu toate acestea, Domnul are un cuvânt de mustrare pentru ei. Zicându-le, v-ați părăsit dragostea dintâi. Întoarceți-vă la faptele acelea dintâi. Și noi, nu este greu să descoperim care sunt faptele dintâi, cum eram noi când am scăpat de toate vicile, de toate păcatele, când în sfârșit am simțit ce înseamnă iertarea lui Hristos. De emoțiile acelea pe care le aveam când intram în biserica Domnului. De ceea ce se întâmpla în lăuntrul sufletului nostru când se începeau cântările de laudă. Sau modul în care încercam să citim cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, să reținem cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. Acum poate că am devenit mai reci în aspectul acesta. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să revenim. Să revenim la o părtășie și o relație apropiată cu Domnul. În pasajul pe care l-am citit de la versetul 26 la 30, Apostolul Pavel ne vorbește de asemenea despre faptul că nu ne putem apropia de masa aceasta fără o recunoaștere a faptului că ea este deosebită, este ceva sfânt. Versetul 27 spune așa, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Vezi, e un risc foarte mare și pe noi ne-ați auzit în locul acesta, sublinind mereu nevoia de reverență, când stăm în prezența Domnului, când venim la închinare împreună, dar mai mult rostim cuvintele acestea și chemăm biserica la reverență când stăm la masa Domnului. De fiecare dată aproape, spun, chiar dacă nu iei masa Domnului în seara aceasta, nu te împărtășești dintr-un motiv sau altul, cel puțin rămâi cu reverență înaintea lui Dumnezeu. Nu este un timp în care să fugi până la baie, un timp în care cu mâinile în buzunar îți târăi picioarele să ieși din sanctuar sau îți dai coate cu vecinul sau atunci mai spui o glumă ce s-a întâmplat nu știu când. Aici este prezent Domnul. Stăm la masa Lui amintindu-ne de suferințele Lui. Amintindu-ne de ceea ce El a făcut pentru noi la Calvar. Așa cum niciunuia dintre noi, să spunem că suntem la patul cuiva drag într-o stare critică, între viață și moarte. Și că suntem vizitați atunci când suntem în sala aceea de spital. Ne-ar face plăcere ca cei care ar veni să ne viziteze, în loc să ne consoleze, în loc să simtă împreună cu noi, ei ar face glume? Nu. Nu ne-ar face plăcere lucrul acesta. Atunci, cum am putea să stăm înaintea lui Dumnezeu, să venim cu pretenția că ne împărtășim cu El și să lipsească evlavia, să lipsească reverența din viața noastră? Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem că ceea ce facem noi aici este un lucru sfânt. Este o părtășie cu Domnul, mulțumindu-i pentru suferințele Lui și pentru salvarea pe care
am primit-o. Așadar, o cercetare a relației noastre cu El, o cercetare asupra modului în care privim actul acesta sfânt și a modului în care ne comportăm în prezența Domnului. Și desigur că masa aceasta ne obligă la o cercetare a faptelor noastre de fiecare zi. Domnul să ne binecuvinteze, să putem îndeplini cercetarea aceasta, nu cu îngăduință, cu îngăduință mai bine înspre ceilalți, înspre noi, cu asprime, judecându-ne cu asprime păcatul, pocăindu-ne înaintea lui Dumnezeu, ca să putem să beneficiem de harul Lui. În al treilea rând, și în încheiere, un alt lucru pe care îl putem face în a garanta o părtășie memorabilă la masa Domnului, este să ne apropiem cu multă credință. Să ne apropiem de Domnul cu credință. Evrei 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Ioan capitolul 6, versetul 47, cuvintele Domnului Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și mi-am subliniat cuvintele acestea și v-aș încuraja și pe dumneavoastră să faceți la fel. Cine crede în mine, nu cine vorbește despre mine, nu cine cântă despre mine, că poți să vorbești, poți să predici despre cuvântul lui Dumnezeu fără credință. Poți să cânți laudele Domnului fără credință. Poți să stai la masa Domnului fără credință. N-aș sugera nimănui lucrul acesta. Cred că ai fi mai câștigat să-i spui Domnului, Doamne, ca și Toma. Și cred că aici a fost binecuvântarea lui Toma. Că decât să joace jocul acesta al mimării credinței, când ceilalți au spus, l-am văzut pe Domnul, a înviat din morți, Toma să fi exaltat și el de bucurie, să zic, oh, ce grozav. Și în inima lui să nu creadă de fapt. Dar Toma a spus, nu cred, până când nu mă conving eu singur. Și a avut harul să se convingă. Mai bine să-i spui Domnului, Doamne, am problema aceasta acum, trec printr-o perioadă în care promisiunile tale îmi este greu să le cred. Și cred că dacă într-un mod sincer vin înaintea lui Domnului Hristos cu astfel de îndoieli, El te va ajuta să treci peste impasul acela. Va găsi o formulă prin care să poți vedea cât de adevărat este cuvântul lui Dumnezeu și să te încrezi în El. Dar nu juca teatrul pentru că ceilalți din jurul tău cred și se bucură să spui și eu sunt, da, sunt cu voi și eu cred în lucrurile acestea. Vreau să spun că nu este nimic magic în pâinea aceasta și în rodul viței. Nimic magic nu oferă masa aceasta. Ceea ce face diferența este credința din inima noastră, credința cu care ne apropiem de masa Domnului. Noi ne rugăm și binecuvântăm pâinea și rodul viței. Și ele continuă să rămână pâine și rod al viței. Dar sunt persoane care au mărturisit că la masa Domnului, în părtășirea aceasta cu Domnul, la masa Lui, au experimentat minuni în viața lor, au fost vindecați de boli. Chimic, pâinea și rodul viței au rămas la fel. Ceea ce a schimbat situația a fost acea credință cu care ei s-au apropiat de Domnul și care i-a ajutat să simtă atingerea lui Dumnezeu și să simtă prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Aș vrea să vă încurajez în seara aceasta să ne apropiem de Domnul cu credință. Atunci când întindem mâna și luăm pâinea aceasta în mâna noastră, când luăm rodul viței, să ne gândim la ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Să ne gândim că sângele acela vărsat pe cruce a avut și are puterea să ne salveze. Că Dumnezeu l-a făcut disponibil pentru noi.
Și masa aceasta, în felul acesta, devine un element de contact cu prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Mă rog Domnului să ne ajute să ne apropiem cu credință de El în seara aceasta. Dacă cumva Duhul lui Dumnezeu aduce în mintea noastră anumite lucruri de care trebuie să ne zmerim și să ne pocăim, acum este momentul cel mai potrivit. Scriptura spune că El Dumnezeu, este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Nimic nu poate să stea între noi și Dumnezeu atunci când ne apropiem de El cu pocăință și cu rugăciune, cu mărturisire și îl rugăm, Doamne, curățește-mă. Nimic nu mai poate să stea între Tine și Domnul. Dacă cumva în inima noastră sunt gânduri de îndoială, lipsește bucuria mântuirii, lipsește pacea, avem probleme să credem promisiunile lui Dumnezeu, în seara aceasta mărturisiți acele lucruri înaintea Domnului și lăsați-L pe El să le înlocuiască cu bucurie, cu acea pace care întrece orice închipuire. Iarăși, Domnul este aici, Domnul este prezent. Și să dezvolte El în inima noastră credința, încât să rămânem neclintiți. Lumea va arunca în dreptul nostru și viața va aduce în dreptul nostru tot felul de probleme, tot felul de încercări. Într-un moment sau altul a vieții, poate că fiecare dintre noi ne vom confrunta cu lucruri grele. Să ne întărească Domnul, să ne dea puterea să nu dăm înapoi, să nu ne clătinăm de pe cale, să continuăm să privim țintă la Domnul nostru, la căpetenia noastră, la desăvârșitorul credinței noastre, spune Scriptura. El are puterea să desăvârșească credința în inimile noastre. Amin. Voi veți să stăm pe picioare, aș vrea să facem o rugăciune în comun înainte de a ne apropia de masa Domnului. Haideți cu inima liberă înaintea Domnului. Putem în rugăciunea aceasta să-L slăvim, să-I mulțumim pentru încă o ocazie de a sta la masă cu El, dar de asemenea putem să ne mărturisim lucrurile care poate că nu le-am mărturisit încă, ca să avem libertatea să stăm cu Domnul la părtășie. Amin. Ne rugăm.